Aș dori să redeschidem Scriptura și să recitim doar o parte din versetul 5 din Apocalipsa, capitolul 2, din cuvântul Domnului, citit în seara aceasta, cuvintele Îngerului, sau mai corect spus, cuvintele transmise pentru Înger și pentru Biserică. Apocalipsa, capitolul 2, Biserica din Efes și Biserica din Happy Valley în seara aceasta. Versetul 5, prima parte. Adu-ți dar aminte de unde ai căzut, pocăiește-te și întoarce-te la faptele tale din tâi. Amin. Vă rog să vă reașezați. Nu-i prea mult dacă de fiecare dată zicem mulțumim Domnului pentru ziua de azi sau în seara aceasta, mulțumim Domnului pentru seara aceasta. De fiecare dată avem motive în plus ca să mulțumim Domnului. Mulțumim Domnului pentru că suntem aici. Considerați un har lucrul acesta, că suntem aici. Yes, puteam să fim bolnavi, puteam să fim la servici, puteam să fim prinși într-un accident undeva, unii poate că încă-s pe troc, îs plecați de acasă. Domnul se binecuvântează, pe toți trochiștii, Domnul se binecuvântează și mulțumim Domnului că a păzit anul acesta și după ce au făcut mii și zeci de mii și poate sute de mii de maile, îs unii dintre ei în casa lui Dumnezeu și alții sunt cu bine pe drum. Pe unii a păzut Domnul de accidente periculoase, alții au trecut prin accidente și Domnul i-a păzit pe ei. Slăvit să fie Domnul! Îi mulțumim Domnului că suntem în casa lui Dumnezeu și nu suntem în altă parte. Puteam să fim într-un alt loc care nu aduce onoare lui Dumnezeu și nu aduce zidire pentru suflet. Îi mulțumim lui Dumnezeu. O, atâtea motive avem să-i mulțumim lui Dumnezeu. De aceea să nu vi se pară prea mult. De fiecare dată, fiecare frate care vine aici, că dă un îndemn, că conduce o slujbă, că conduce rugăciunea sau ține o predică, întotdeauna spunem mulțumim lui Dumnezeu și spunem lucrul ăsta aproape mecanic și ni se pare ca o formulă. Nu-i doar atât. Cred că e și trebuie să fie întotdeauna din toată inima și cu recunoștință. Mulțumim Domnului pentru seara aceasta. Mărit să fie numele Lui. Seara aceasta reprezintă ultima slujbă de duminică din anul acesta, 2013. În curând va trebui să ne obișnim să scriem pe cecuri 2014. Și pe când ne obișnuim, apare 2015. Că de-abia ne-am obișnuit să scriem 2013, că tot 2012 am scris. De-abia ne-am obișnuit să punem 2013 și iată că trebuie să schimbăm din nou cifra. Și gândindu-mă că în seara aceasta voi aduce cuvântul lui Dumnezeu și va fi ultima mea predică din anul acesta. Și gândindu-mă că s-ar putea să fie chiar ultima predică. Știți că orice predicator vine o zi în care e ultima predică. Știe cineva când va fi ultima lui predică? N-ai de unde să știi. Gândindu-mă că e ultima predică din an și s-ar putea să fie chiar ultima predică, am zis, Doamne, aș dori să aduc înaintea poporului ceva relevant, ceva practic. Nu că nu sunt frumoase lecțiunile teologice și învățătura despre adevăruri fundamentale și despre doctrină, îmi plac și acestea. Și îmi place să am doctrina în ordine și bine aliniată și așezată. Și cred că poporul Domnului și credincioșii trebuie să știe ce cred. Dar, ținând cont de context și de faptul că e ultima duminică, am zis, nu cred că e necesar și nu cred că Domnul vrea ca să aducă o lecțiune teologică și o învățătură despre adevărurile fundamentale din Scriptură, ci mai degrabă câteva gânduri practice, câteva sfaturi practice pentru ceea ce a trecut și pentru
ceea ce urmează. Și așa mi-am și intitulat mesajul: gânduri la cumpăra dintre ani. Gânduri la cumpăra dintre ani. Și am primit din partea Domnului să încep cu acest gând: să privim, să privești în anul care a trecut și să vezi dacă ai anumite remușcări, dacă ai anumite păreri de rău, ce remușcări ai cu privire la anul trecut, și să faci schimbările necesare pe care Dumnezeu le așteaptă de la tine și de la mine. Sfatul lui Dumnezeu pentru biserica din Efes a fost să, în versetul 5, să-și aducă aminte de unde a căzut, sau aș spune eu, unde a căzut. De unde și unde? Asta presupune că la sfârșitul unui an, omul trebuie să mediteze, dacă nu o oră sau o zi, pentru câteva momente, și să-și aducă aminte unde a căzut, care sunt punctele lui slabe, pentru ce are remușcări, pentru ce îi pare rău. Eu nu cred că este vreun credincios, este vreun om care, evaluându-și viața lui, punându-și-o în balanță, să zică: eu sunt mulțumit 100%, n-am avut nicio cădere, n-am nicio remușcare cu privire la anul trecut. Să nu-mi spuneți că este cineva care gândește așa. Primul gând care l-am pentru mine și pentru dumneavoastră: ce remușcări ai cu privire la anul trecut, la anul 2013? What did you do that was wrong? What are you sorry about? Is there anything? Este ceva pentru care îți pare rău? Este ceva ce n-ai făcut destul? Este ceva care apasă pe conștiința ta și spune: n-a fost bine? Chemarea lui Dumnezeu în seara aceasta e să-ți aduci aminte, să-mi aduc aminte și să fac corectările necesare, să mă pocăiesc, să-i spun Domnului: îmi pare rău. Nici măcar nu încerc să identific câteva din punctele în care puteam să cădem. Rugăciunea și dorința mea este fiecare dintre noi, în mod individual, că dacă sunt 1000 de persoane aici și fiecare are 2 sau 3 căderi, vă dați seama că nu-s 2 la fel, nu-s 2 persoane la fel. Unde ai căzut anul trecut? Ce slăbiciuni ai văzut în viața ta anul trecut? Pentru ce îți pare rău cu privire la anul trecut? Și Domnul să te ajute și Domnul să mă ajute să îndrept, să schimb, să mă pocăiesc, să am putere să-i spun Domnului: Doamne, îmi pare rău pentru lucrul acesta, sunt vinovat, iartă-mă, am să mă îndrept. Domnul să ne ajute la aceasta. Apoi, al doilea gând la care zăbovim mai mult și îl împărțim în mai multe puncte aici, aș dori să identificăm câteva lucruri. Al doilea sfat: fii mai spiritual. Să fiu mai spiritual. În anul acesta care urmează, să fiu mai spiritual. Be more spiritual. And you will be asking, well, how specifically? What do I need to do? Ne punem întrebarea când auzim sfaturi așa generale: frate, pocăiește-te, sau frate, fii mai spiritual, ok? Despre ce vorbești? Spune mai exact, mai precis. Și aș dori să identificăm câteva moduri prin care putem să devenim mai spirituali. Primul, citește Biblia. Primul, citește Biblia. Nu vă spun lucruri noi, fraților, nici nu pretind că nu s-a inventat o altă Biblie de anul trecut până anul ăsta. Tot aceea au rămas. Nu s-a inventat o altă cale. Lucrurile acestea le mai repetăm și le repetăm și le repetăm, dar Domnul să lucreze, să le sădească în inima noastră, să producă ceva, să aibă efect, să aducă roadă. Read the Bible, read the scripture. Citește Biblia. Citește-o mai mult,
ca și anul trecut. Prin harul Domnului și mulțumim Domnului că frații din conducerea Uniunii au lucrat împreună ca să tipărească chiar un plan de citire al Bibliei pentru anul viitor. Anul 2014 e aici, în calendarul care puteți să-l obțineți de la librărie. Din 1 ianuarie până în 31 ianuarie. 31 ianuarie se termină cu Levitic, capitolele 4 la 6. Citește Biblia. În mod special dacă ești tânăr pe calea credinței sau ești tânăr în adunare și n-ai citit niciodată Biblia, ar trebui să faci o prioritate din citirea Bibliei de la A la Z, să știi că ai citit toată Biblia și cunoști conținutul ei. Iosua, capitolul 1, versetele 7 la 8. Cartea aceasta a legii să nu se depărteze de gura ta. Cugetă asupra ei zi și noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea. Dacă nu citești Biblia, cum poți să cunoști voia lui Dumnezeu? Cum poți să știi ce așteaptă Dumnezeu de la tine? Și două momente vreau să vorbesc tinerilor care sunt aici, băieților și fetelor. Cât de mult citiți telefonul? Aveți acum iPhones. Messages, texting, pictures, emails, what else? Ce mai aveți acolo? Instagram, Facebook, and alte lucruri. Cât timp citiți telefonul? Cât timp vă uitați la computer? Cât timp la televizor? Cât timp cu prietenii? Cât timp cu colegii? Cât timp la școală? Și cât timp cu Biblia? Păi să te miri că unii habar n-au ce scrie în Biblie, că nu mai ai timp de Biblie. There's no more time for you to read the scripture. Scriptura nu-i roman de dragoste după standardul lumesc. Nici nu-i roman de aventură. Scriptura-i boring. Păi sigur că e boring, că în Scriptură nu scrie cum să, ce rochie și-o cumpărat colega ta, nici ce pantof noi o găsit, nici ce poșetă nouă o găsit, nici cu ce băiat mai vorbește. Aleas lucruri interesante acum. Să știi ce cumpără, cu ce se îmbracă, cu ce băiat vorbește, cu ce fată vorbește, peste voia părinților și la vârsta la care nu trebuie. Dar revenim la subiectul ăsta duminica viitoare, că acum nu sunteți toți acasă, unii plecați. Vreau să vă prind pe toți acasă. Mai ai timp de Biblie? Do you have any more time for the scripture? If you don't know the scripture, dacă nu știi ce spune Biblia, cum să cunoști voia lui Dumnezeu? E așa de ușor să fii obraznic. E așa de ușor să răspunzi părintelui înapoi, oh, leave me alone. E așa de ușor să îți închizi computerul și când vorbește tata și mama, tu nici nu mai... Tu habar n-ai ce spune. Stă tata și mama de vorbă cu tine, el vorbește și tata și mama încearcă să-ți explice. Mă, copile, uite, așa e bine, mă, nu mai fă așa, mă, dacă vrei să ajungi ceva în viață, mă, dacă vrei să aleagă ceva de capul tău, mă, dacă vrei să ajungi în cer, mă, băiete, dacă vrei să ajungi mântuit, uite cum e bine, eu am trecut prin viață, eu cunosc, eu știu, eu am mâncat multă mămăligă și multă brânză și jumări, eu am umblat cu opinci, eu am avut lumânare și lompaș în casă când am fost copil, n-am avut naichis ca și tine și așa mai departe, tata și mama încearcă să-ți explice. Și tu stai și te uiți și în mintea ta zici, are you finished yet? Dar nu zici că ți-e rușine poate. Are you finished yet? When is he gonna be done? Abia aștept să gate. Și când au terminat mama și tata să-ți explice din toată inima, abia așteptat că au terminat, ok. A zis, ok? Și te-ai dus. Și habar n-ai! Habar n-ai ce ți-o spus mama și tata. Te-ai dus și te-ai culcat, ai intrat în dormitor, ți-ai luat telefonul, ți-ai luat iPad-ul, ai pornit computerul și iară chatting cu mai știu eu cine. Și nu te interesează
ce ai învățat, ce-o vrut cineva să te învețe. Dragi tineri, iubiți frați și surori, dacă nu citim Scriptura pentru ca să ne vorbească Dumnezeu prin Scriptură, nu-i cuvânt care să ne transforme. Nu-i cuvânt care să ne transforme, numai cuvântul transformă. Cuvântul transformă vieți. Și dintr-un tânăr nepăsător, dintr-o fată cu capul nori, poate să facă Dumnezeu o femeie a lui Dumnezeu, o mamă credincioasă și evlavioasă, dintr-un băiat care îi suflă vântul prin creier, poate să facă Dumnezeu un om al lui, poate să facă un predicator, un proroc, poate să facă un tată și un soț credincios. Domnul să vă binecuvânteze. Și Domnul să ne binecuvânteze și pe noi mai în vârstă, să fim mai spiritual citind Scriptura. Apoi, roagă-te, Efeseni 6 cu 18. Efeseni 6 cu 18. Cuvântul lui Dumnezeu spune ceva foarte bine cunoscut de noi. Faceți în toată vremea prin Duhul tot felul de rugăciuni și cereri. Vegheați la aceasta cu toată stăruința și rugăciune pentru toți sfinții. Fraților, noi avem oră de rugăciune. Și prin Harul lui Dumnezeu la adunare, într-o oră de rugăciune, poate că ne rugăm 30 de minute sau 20 de minute sau 25 de minute. Slăvit să fie Domnul! Mai avem rugăciuni la începutul slujbei, la finalul slujbei. Și e un timp frumos. Dar știți că sunt oameni care vin la adunare, și băieți și fete și adulți, care nici măcar aici nu se roagă în timpul rugăciunii. Știți că sunt oameni care în timpul în care poporul se roagă, ei sunt la telefon, ei sunt cu ochii deschiși, se uită prin adunare, ei stau de vorbă cu prietenii and they wander off. Their mind is somewhere else. Copii dragi, frați și surori, omul care nu se roagă nu poate să aibă părtășie cu cel preanalt. Noi așa vorbim cu Dumnezeu, prin rugăciune. Și dacă nici măcar timpul de rugăciune de la adunare nu-l folosești, ba unii nici nu vin la timpul de rugăciune, că spun că e numai ora de rugăciune și ei n-au nevoie de rugăciune, au nevoie numai de predică și de cântare. Și aș vrea să cred că cei care nu vin la ora de rugăciune la biserică nu se roagă nici acasă. Unii ar vrea să ne convingă, a, eu mă rog acasă, eu nu vin la adunare. Fraților, omul care învață să se roage acasă, ăla nu se satură de rugăciune. Ăla abia așteaptă să vină timpul de rugăciune, să vină la închinare. Iubiți frați și surori, pentru anul care vine, și iubiți tineri, să petrecem timp în rugăciune, pentru că așa ne apropiem de Dumnezeu, așa ne atinge Dumnezeu inima, așa lucrează Dumnezeu și putem să trăim experiențe minunate cu Dumnezeu. De câte ori n-am spus și o mai spun, dacă nu te rogi, ce să împlinească Dumnezeu? Știți că numai oamenii care se roagă pot să vină cu jertfe de mulțumire și să spună, fraților, am cerut, Domnul a lucrat, slăvit să fie numele Domnului. Dacă nu te rogi, ce să asculte Dumnezeu? Pentru ce să-L auzi numele lui Dumnezeu? Tu n-ai niciodată de adus jertfe de mulțumire. Că n-a intervenit Dumnezeu în viața ta pentru că nu te-ai rugat. Oamenii cu cât se roagă mai mult, cu atât au experiențe mai minunate cu Dumnezeu. O, Doamne, ajută-ne la aceasta. Apoi, ascultă predicile. Ascultă predicile. Romani, capitolul 10, versetul 17, ne arată despre faptul și ne vorbește despre faptul că credința vine în urma auzirii. Păi dacă nu asculți, dacă nu auzi, dacă îți găsești ocupație, și eu nu mă refer la majoritatea aici, dumneavoastră cred că mă înțelegeți. Eu văd aici un popor care ascultă,
Dar printre dumneavoastră, așa, mai sunt 2-3 într-o parte, 2-3 într-o parte, și la ăștia aș vrea să le vorbesc mai mult, care se ocupă de alte lucruri în timpul predicii, care visează, nu știu la ce visează. Băieții visează la fete, fetele visează la băieți, alții visează care sunt mai flămânzi și mai pofticioși la sarmale, alții visează la business, alții știu eu la ce pot să visez, alții pur și simplu se joacă la telefon. Și copilul poate să fie de 6-7 ani lângă tata și mama și el se joacă la telefon. Ai băgat de seamă dacă ești părinte? Dacă ești părinte, ai băgat de seamă că copilul tău de 6-7 ani se joacă la telefon? Ai băgat de seamă lucrul ăsta? Ai fost atent? Sau ai ascultat predica și ai fost contopit de predică, nici măcar nu ți-ai dat seama, nici măcar n-ai văzut? Știi ce se poate întâmpla? Iubit părinte, copilul tău la 6-7 ani, dacă vine la biserică și lași să se joace la telefon și la games, video games, pentru el, biserica va fi un timp de video games. Dumneata ca și părinte o să spui, da, asta îl face liniștit. Mă, așa mă bucur la slujbă, el nu mă deranjează. Că dacă n-are games, tot timpul mănăcăjește, tot timpul se freacă, tot timpul vorbește, tot timpul vrea ceva. Ascultă-mă bine, mai bine să te chinuiești un pic cu copilul decât să-l înveți pe copil că în casa lui Dumnezeu e locul unde se joacă games. Și apoi când o să-l iei din mână? La 15 ani? La 15 ani nici nu-l mai aduci la adunare. O să spună copilul, pentru ce să mă duc la adunare? Eu vreau să joc video games acasă. Mare atenție, iubiți frați și surori! Noi trebuie să vorbim lucrurile acestea, că asta e generația în care trăim. Slăvit să fie Domnul că nu exista prostii din astea pe vremea noastră. Eu dau slavă lui Dumnezeu. Nu a fost așa ceva. N-am fi avut copii, mă, fetelor și băieți. N-am avut cu ce să ne jucăm în adunare. N-am avut cu ce să ne jucăm nici acasă, mă. O minge n-am avut. O minge n-am avut. Mi-am făcut minge din ciorapi stricați. I-am pus împreună și aia a fost mingea. Nu computer și telefoane și games și din astea. Nu le-am avut. Lumea a fost mai naturală. Lumea a fost mai naturală. Acum e nebună că i-a tâmpit toată tehnologia aceasta. Că toată ziua imaginile astea se joacă în creierul vostru și pe unii vă handicapează din punct de vedere intelectual. Pur și simplu îi strică mintea omului. Face scurt circuite aici în creier. Și ajunge copilul la 15, la 16 ani, zici că e handicapat. Stai de vorbă cu el și spui, mă uit la mine și am crezut că sunt deștept. Mă uit la mama, mama e femeie de treabă și deșteaptă. Și am crezut că suntem și pocăiți. Tu de unde ai apărut, mă? Tu a cui ești? Că s-a mint cu noi. Dar în cap n-ai nimic de la noi. Și n-ai nimic din Scriptură. Și nu știi, nu știi ce să faci, nu știi cum să te împaci, nu știi de unde să apuci lucrurile. Și știi ce s-a întâmplat? De la vârsta de 5 ani, de 4 ani, de la 3 ani, copilul cu mintea lui, numai la imagini și numai în computer și numai la televizor și numai la video și numai la games, e cu mintea acolo și e pur și simplu handicapat, fără să-și dea seama părintele și fără să-și dea seama copilul. Și nu mai ai cu cine să te înțelegi. El trăiește într-o altă lume și vine la tine și spune, a, tu, ce știi tu? Tu ești pe nicăieri. Și poate se trezește numai la 50 sau la 60 de ani, se trezește și spune, wow, unde mi-a fost mintea? Poate că nu se mai trezește niciodată. Atenție, iubiți tineri, frați și surori, avem câte 30-40 de minute de predică în care Dumnezeu vrea să ne vorbească. Ascultă predica, să-ți vorbească Dumnezeu pentru binele tău. Cel mai slab predicator care vine aici îți vrea binele și îmi vrea binele. Și ascult cu plăcere și un predicator slab. Eu când stau acolo, ascult cu plăcere și un predicator slab. Numai dacă se întâmplă rar să o ia razna să vorbească ce nu trebuie, dar rar se întâmplă, atunci mă deranjează un pic. Dar în rest, mă bucur de fiecare mesaj. Orice om ca se ridică aici, în numele Domnului, vine aici ca să ne facă bine,
să fie un canal prin care vorbește Dumnezeu și Dumnezeu să ne ajute, să ne ridice, să ne îmbărbăteze, să ne înțelepțească. Ascultă predicile. Implică-te în acte de slujire. Implică-te și să mă implic în acte de slujire. Romani, capitolul 12, versetul 11. În sârguință fiți fără preget, adică nu vă plângeți, nu fiți nemulțumiți, nu bombăniți. Iară, dar de ce eu? Știți cum e vorba românească? Păcalul care trage, acum tinerii cred că habar n-au ce vorbesc, o să încerc să le traduc. Păcalul care trage, pe ăla, pe-ăla dai. Pe-ăla dai. Ai doi cai la căruță. Și unul din ăia doi trage mai bine. Și pe ăla care trage bine, pe ăla dai, că știi că trage. Cu ăla la săracul de el, e numai și el acolo care, ca să păstreze echilibru. Calul care trage, pe ăla dai. Ce înseamnă asta? Oamenii care lucrează, ăia sunt îndemnați să lucreze mai mult, că ia-s bun de lucru. Oamenii care-s darnici, fraților, la oamenii care-s darnici e ușor să le vorbești și Duhul Sfânt le deschide inima și mai dau și să dăruiesc pe ei înșiși Domnului. Oamenii care-s gârciți poate să le predici așa ca rața prin apă trece. Nu îi afectează cu nimic. Păcalul care trage, pe ăla dai. Copilul care-i cu minte, ăla lucrează și suferă mai mult, că l-ascultă. Așa era Jean, fratele meu mai mic la noi în casă, că el era cel mai mic și mama începea cu cel mai mare din casă, era Anica, sora mea. Anica, du-te și adu-o găleată de apă de la fântână. Era iarnă, trebuia mers la fântână jos pe o uliță și a dus găleata cu apă. Anica zicea la Cornel, eu eram mai mic, Cornel, du-te și adu-o găleată de apă. Eu îi spuneam la Elisaveta, care era mai mică decât mine, Elisaveta, du-te și adu-o găleată de apă, că la mămica îi trebuie o găleată de apă. Și Elisaveta zicea la Jean, Ion, du-te și adu-o găleată de apă. Și Ion se întorcea în dreapta și nu mai avea la cine să-i spună, că Mariana era prea mică. Și lua Ion găleata cu apă și aducea găleata cu apă acasă. Merge și aduceți un braț de lemne. Mă, du-te, adu un braț de lemne. Du-te tu, până la ultimul. Săracul Gian, el făcea cel mai mult alergarea prin casă, că era cel mai mic. Pe ăla care lucră, pe ăla dai mai mult. Și ăla care-i mai cu minte și mai ascultător, ăla suferă mai mult. Dar așa a fost de când e lumea. Și să nu-ți pară rău. Fii fără preget. În sârguință fii fără preget. Fiți plini de râvnă cu Duhul. Slujiți Domnului. Nu vă plângeți, fraților, că e prea multă repetiție și că prea greu. Că numai oamenii care au inimă pentru slujire mai vin aici și să jertfesc. Mă gândesc la dumneavoastră înainte de sărbători, și la coriști, la corul de fete, și la fanfară. De două ori pe săptămână, uneori de trei ori pe săptămână, și an după an și lună după lună, în continuu, iară, fiți fără preget, slujiți Domnului Hristos. În orice te implici, slujește Domnului, implică-te mai mult. Dacă ar trebui să fii la cor și ești în sală pentru 2014, treci la cor. Dacă ar trebui să fii la fanfară și ești în sală, treci la fanfară. Dacă ești fată credincioasă, temătoare de Dumnezeu, care îl iubești pe Domnul, n-ai avea ce să cauți în adunare. Dacă ai timp, dacă programul îți permite, du-te la corul de fete și laudă pe Domnul. Nu spune că eu nu mă bag acolo sau că-s restricții. Auzi că nu le lasă să vină cu unghiile făcute, să nici nu le lase sora Laura. N-aveți ce să căutați cu unghiile făcute acolo, nici la mâini, nici la picioare. N-aveți ce să căutați vopsite în toate culorile. N-aveți ce să căutați îmbrăcate aiurea. Voi sunteți poporul Domnului, copiii Domnului. Voi trebuie să vă deosebiți de ceilalți. Sunt niște restricții, ce credeți că o să se întâmple cu voi? Că nu o să vă puteți mărita? Dacă o să ascultați de părinți și o să ascultați de noi și de Domnul, nu o să vă mai puteți mărita? Sau ce, vreți să vă măritați la 13 ani când se umflă orezul în voi și deja vă urcați pe caștarige și vă strâmtați rochiile pe voi? Asta vreți? Iubiți tineri,
frați și surori, copiii ai Domnului, să slujim Domnului. Să nu ni se pară greu câteva restricții, fraților. Băieților, fetelor, știți ce e greu? E greu să n-ai ce să mănânci. Asta e greu. E greu să n-ai cu ce să te îmbraci. Și nu-mi propun să vă spun ca să mă compătimiți, că eu am trecut de mult. Dar nici nu se poate asemăna copilăria mea cu copilăria voastră și copilăria unor frați de aici. Nu se poate asemăna. Eu am avut 18 ani și am umblat cu pantofi găuriți, o singură pereche de pantofi, băieți. Am avut o singură pereche de pantofi în clasa 12-a la liceu, la 18 ani, când îmi era și mie nasul după fete. Și erau găuriți în talpă și n-aveam bani să-mi cumpăr pantofi. Și mi-am pus ziar în talpa pantofului ca să nu calc cu ciorapul, să se strice ciorapul și apoi cu pielea pe asfalt. Și nu de puține ori a plouat afară. A plouat. Și ce se întâmplă cu ziarul când plouă? Se topește. Și am venit în casă cu pantofii uzi. Și am descălțat la intrarea în apartament și vedeam prin ei. Și n-a fost problemă. Uite că n-am pățit nimic. N-am pățit nimic. Și n-am avut bicicletă. Și voi aveți mașini. Și aveți mașini noi. E greu? Ce vreți mai mult? Ce vreți să vi se dea? N-am avut un costum de haine până când am avut serviciul meu și mi l-am cumpărat eu pe banii mei. Și după ce mi l-am cumpărat, am fugit în America și l-am lăsat în România. Mare grozăvie am făcut. Noi am trăit prin lipsuri, unii dintre noi și alții mai mult și mai greu, ca și mine. Voi ce credeți că vă lipsește? Ce vreți să vă puneți în plus? În continuu, parcă nemulțumiți și vreți mai mult, după mersul lumii acesteia, după nebunia acestei lumi, întreceri între poșete, între pantofi, între mărci, de ce marcă e rochia respectivă, întreceri și competiții din acestea nebune. Să ne trezim, frați și surori și tineri, și să slujim Domnului. Și să slujim cu bucurie. Implică-te în acte de slujire. Lasă lucrurile astea și nimicurile acestei lumi care sunt trecătoare. Apoi, fii serios cu participarea la slujbele bisericii și la repetiții. Fapte 2:46, prima biserică, se spune despre ei că au fost nelipsiți de la templu în fiecare zi. A fost o vreme când oamenii au mers în fiecare zi la templu pentru că l-așteptau pe Domnul să se întoarcă atunci. Venirea Domnului era iminentă. Ei credeau că mai sunt câteva zile și vine Domnul. Și atunci în fiecare zi erau nelipsiți de la templu și aveau cina Domnului în fiecare zi. L-așteptau pe Domnul. Ei, vremurile alea s-au dus. Noi nu avem slujbă în fiecare zi. Am încercat să fim rezonabili după călăuzirea și harul primit din partea lui Dumnezeu. Dar dacă e slujbă la casa Domnului și poți să vii, vino la slujbă, participă, implică-te, faci lucrul acesta pentru sufletul tău și pentru gloria lui Dumnezeu și Domnul să te ajute la aceasta. Apoi, nu mai zăbovesc aici, dăruiește mai mult. 2 Corinteni, capitolul 8, versetele 1 la 3. 2 Corinteni, capitolul 8, dacă aveți Bibliile, versetele 1 la 3. Fraților, voim să vă aducem la cunoștință harul pe care l-a dat Dumnezeu în bisericile Macedoniei. În mijlocul multor necazuri prin care au trecut, bucuria lor peste măsură de mare și sărăcia lor lucie a dat naștere la un belșug de dărnicie din partea lor. Vă mărturisesc că au dat de bunăvoie, după puterea lor și chiar peste puterile lor. Ăsta e poporul lui Dumnezeu, care îl iubește pe Dumnezeu. Dă de bunăvoie, după puterea fiecăruia. Și uneori, cel credincios zice, mă, nu pot mai mult, dar fac ceva în plus, în credință. Și peste puterile lor. Ai făcut așa în anul care a trecut? Dacă da, Domnul să te binecuvânteze, slăvit să fie Domnul. Și pot să vă spun că după părerea mea
Și normal că ești biased, normal că ești părtinitor, că și eu aici. Dar după părerea mea, aici în această adunare se găsesc printre cei mai darnici oameni din lume. Domnul să-i binecuvinteze. Și o să vedeți lucrul acesta din raportul financiar. Încă nu s-a încheiat chiar anul. Dar după cum arată lucrurile, anul acesta a fost din nou un an record. Și un an record care cred că depășește orice comunitate și orice biserică română de oriunde din lumea aceasta. Și asta nu pentru că suntem noi grozavi, fraților, și nu pentru că noi suntem... Credeți că aici sunt cei mai bogați oameni din lume? Credeți că aici sunt cei mai bogați oameni români din lume? Nu, fraților. Aici sunt oameni care au inimă. Aici sunt oameni care îl iubesc pe Dumnezeu. Și sunt oameni care îl iubesc pe Dumnezeu nu numai de pe buze. Îl iubesc pe Dumnezeu și cu pormoneu. Îl iubesc pe Dumnezeu și cu resursele lor financiare. Domnul să binecuvinteze adunarea și să o răsplătească și Domnul să te ajute în continuare și în anul care vine să dăruiești mai mult. Cum să fii mai spiritual în anul care vine? Să citești Biblia, să te rogi, să asculți predicile, să te implici în acte de slujire, să fii mai serios cu participarea la slujbele bisericii și să dăruiești mai mult. Apoi, un alt gând care e foarte important și l-am amintit și am vorbit despre el vineri seara la campul tinerilor, la Bison Ranch. Iartă, iartă. Coloseni 3 cu 13. Și dacă unul are pricină să se plângă de altul. Și vreau să mă opresc aici, să fac o scurtă pauză. Ai pricină să te plângi de cineva pentru anul care a trecut. Facem un popas de câteva secunde. Let's take it very seriously, ok? Să o luăm în modul cel mai serios. Do you have something to complain about somebody? Ai vreun motiv, ai vreo pricină să te plângi de cineva? Apostolul Pavel spune colosenilor, dacă unul are pricină să se plângă de altul, ce să faceți? Ce să faceți? Ce să facem? Iertați-vă unul pe altul. Cum v-a iertat Hristos, așa iertați-vă și voi. Nu vrei să ierți mai mult în anul care vine? Stai de vorbă cu oamenii care știu și au învățat să ierte, să vezi că oamenii ăștia sunt cei mai fericiți oameni, sunt cei mai împliniți oameni, sunt cei mai liniștiți oameni. Știi care e omul nervos și agitat și stresat și supărat și morocănos? Știți care e omul ăla? Ăla care nu știe să ierte. Nu știe să ierte. Nu poate să ierte. Și tot adună și tot adună. Și ăla nu-i bun și de ăla nu-i place și ăla i-a greșit așa și ăla a spus așa și celălalt așa și cealaltă așa și între frați și între surori. De multe ori suntem campioni la capitolul ăsta. Scriptura ne cheamă și Dumnezeu ne cheamă în seara aceasta. Iartă, frate, iartă, soră, pentru binele tău și pentru binele meu. În momentul în care ierți, te eliberezi pe tine însuți. Tu ești liber. Tu ești satisfăcut. Tu ești bucuros. Tu poți să dai slavă lui Dumnezeu. Câtă vreme nu ierți, ești ca un rob. Tu ești rob al urii și al lipsei de iertare. Când ai iertat, te-ai eliberat, ai scăpat, l-ai dezlegat pe om și Dumnezeu să aibă milă de el, dar tu ești liber în același timp. Iartă, să-ți ajute și să-mi ajute Domnul să iert și să ajute Domnul la frați și la surori să mă ierte și pe mine. Și eu să pot să iert și ei să mă ierte pe mine. Dacă am greșit la cineva, să mă ierte. Să vă dea Domnul putere să mă iertați. Și să-mi dea Domnul mie putere să iert pe oricine mi-a greșit. Și mulțumesc lui Dumnezeu că până aici mi-a dat harul ăsta și puterea asta. Ca să pot să iert și în familie, și acasă, și la biserică. Și pe dumneata ești chemat să faci la fel. Și avem nevoie de puterea lui Dumnezeu ca să realizăm lucrul acesta. Dar iartă, frate, nu intra în anul ăsta cu
o coadă după tine. Nu intra în anul ăsta cu o ancoră după tine. Știi ce e ancora? Ancora care se dă drumul la fundul unui ape ca să păstreze un vapor, o corabie în loc. Aia e grea ancora. Omul care nu iartă e ca și acela care ține ancora legată de el și o trage după el, se duce săracul și vai grea-i viața, vai ce grea-i viața, că nu poate să ierte. Iartă să vezi ce frumoasă e viața și Domnul să te binecuvânteze. Și apoi, în ultimul rând, ultimul gând, încrede-te în Domnul. Încrede-te în Domnul și să mă încred în Domnul. Proverbe 3 cu 5. Proverbe 3 cu 5. Haideți să citim cuvântul Domnului. Cuvânt care îl folosim de multe ori și îl folosesc la logodne. Proverbe 3 cu 5. Încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Crede-te în Domnul. Dimineață, fratele Samuel vorbea așa de frumos din Efeseni despre motivul pentru care noi putem să avem încredere. Faptul că Dumnezeu are putere să asculte rugăciunea noastră, să împlinească ceea ce gândim noi, să împlinească tot ce ne rugăm și tot ce gândim, să împlinească mai mult decât ne rugăm și gândim noi, și Dumnezeu are putere să împlinească nespus mai mult decât gândim sau cerem noi, referindu-se la veșnicie, la ceea ce a pregătit Dumnezeu pentru noi. Dumnezeu o să facă mult mai mult decât visăm noi. Cerul este mult mai frumos decât ne-l putem noi imagina. Mântuirea și veșnicia e mult mai minunată decât putem noi să o percepem. Lucrările care le-a pregătit și frumusețea pe care Domnul a pregătit-o nu poate fi descrisă în cuvinte omenești. Sunt prea sărace. Am urâți cerul, l-am face mult mai urât decât este dacă ar încerca să-l descriem. Dar Dumnezeu e în stare și poate să facă mult mai mult decât ceea ce gândim sau cerem noi. Cei ce se încred în Domnul, spune psalmistul în psalmul 125, versetul 1. Cei ce se încred în Domnul sunt ca muntele Sionului care nu se clatină și stă întărit pe vecie. Vrei să ai un an de încredere în Domnul? Ai toate motivele să te încrezi în Domnul și am toate motivele. Chiar dacă poate a fost greu în anul care a trecut. Poate că ai trecut printr-o boală, poate că ai trecut prin pierderi, poate că ai probleme cu copiii, poate că nu te înțelegi cu soțul, poate că nu-ți merge lucrurile bine în business, poate că ți-ai pierdut job-ul, poate că ai trăit anumite experiențe neplăcute în care ai pus sub semnul întrebării puterea lui Dumnezeu și bunătatea lui Dumnezeu. În seara aceasta, Dumnezeu vrea să te încurajeze. Încrede-te în Domnul, că oricum n-ai unde să mergi în altă parte. Nu este alt Dumnezeu în cerul și pe pământ în afară de El. Nu este altă salvare în alt loc în afară de El. Așa că încrede-te și să ne încredem în Domnul, căci Domnul are resursele necesare ca să rezolve toate problemele noastre. Are și resursele, și puterea, și bunăvoința să o facă. Doamne, lucrează și binecuvintează. Vrei să te încrezi în Domnul pentru anul care vine? Do you want to trust God for the year that comes with whatever you have to go through? Vrei să spui toată încrederea și nădejdea în El?